Sunt între lângă doi oameni buni, dragi prieteni, este pentru a doua oară când sunt în casa Parască și lui Mihai Agape, niște oameni de suflet, niște oameni dragi mie, destul de zgârciți cu aparițiile prin public, dar scuzabil, în schimb, și Parasca și Mihai Agape, cei doi mari artiști plastici ai orașului, nu numai a orașului Piatra Neamț, dar emisiunea numindu-se Prietenii mei nemțenii, sunt ai noștri, ai nemțenilor în primul rând, ne pregătesc o frumoasă surpriză pentru data de 24 martie. Este ziua când maestrul Mihai Agape împlinește 80 de ani. Am venit așa să-i urez la mulți ani, bineînțeles, cu câteva zile înainte, să-i urez putere de muncă, să-i urez aceeași dragoste, același suflet închinat artei, artelor, nu doar picturii, știți prea bine că maestrul Mihai Agape ne încântă și din când în când cu câte o apariție editorială, scrie de multă vreme, știți prea bine lucrul ăsta, doar din când în când își revizuiește caietele aflate undeva în sertar și scoate la iveală câte o carte. Oameni buni, în primul rând, vă mulțumesc că m-ați primit și priviți cum este îmbrăcată doamna Parasca. Cu plăcere, cum așa. Primim. Oameni buni, noi primim. Mulțumesc, cea mai mulțumesc. Mare plăcere. Întotdeauna. Ne bucurăm că sunteți cu noi și în acest moment foarte important. Eu am o glumă pe seama asta, că pe 24 din 80-ist trec la octogenari. La octogenari din 80-ist, da. Lucrările sunt deja pe simeze, o parte dintre dumneavoastră cu siguranță le-ați văzut, dar a picat numai bine pe data de 24 să fie vernisajul când este ziua maestrului, când am înțeles că o să vină și nepoței, da, și da. Familia. Vin copiii, îl simțiți că are 80 de ani? Nu. Pentru mine are 60. El face toate treburile case. E tânăr. Asta, așa, problema fiind văzută din afară, că pe dinăuntru e nasol cu bătrânețele, să nu vă grăbiți. Să nu ne grăbim să îmbătrânim. Se pare că, nu știu, e valabil pentru amândoi și pentru doamna Parasca și pentru dumneavoastră, că energia cu care creați, cu care lucrați, vă dă un surplus la rândul ei de energie pentru viață. Da, mulțumesc lui Dumnezeu că... Sau uităm că îmbătrânim. Mă mișc ușor încă, mă mișc foarte ușor. Am avut ceva probleme mai în tinerețe cu oasele, cu dureri de spate, dar acum, slavă Domnului, n-am probleme. Mai păi sigur, ne-am întâlnit și în tabără la Tazlău, da, și da. Un loc destul de așa, de frust, de izolat și da, dar n-a nicio problemă, v-ați integrat acolo perfect. Încerc să fac ați față. Lucrat cot la cot cu cei mai tineri, chiar mai bine decât unii dintre ei. Deși în momente de astea de improvizații e mai greu pentru mine, că noi acasă avem tabieturile noastre, dar... Da, pentru că acasă, casa este în același timp și atelierul, este spațiul dumneavoastră. Intim de creație. Spațiul unde trăim de 40 de ani. Avem jumătate de viață. Eu ce să vă urez în continuare, să aveți sufletul la fel de tânăr și de frumos ca până acum, pentru că în felul ăsta ne puteți face fericiți și pe noi, cei care iubim arta dumneavoastră. După ce împlinești 80 de ani, nu mai îți faci vise de viitor. Trăiești clipa. Trăiești în prezent. Da, eu îmi place. Nu, eu chiar am să mă ambiționez și îmi fac. Foarte bine. Eu chiar m-aș bucura să aud că îți împlinești. Păi da, uite, colegul nostru, Emil Bucureșteanu, la vreo 85-86 de ani. El deja... Că scrie cărți. Da. O și scos cu noi. Mare calitate, sigur. A doua tinerețe, ăștia care am debutat după pensionare, a scos a doua tinerețe, deci un imbold, știi? Un pas înainte.
trecerea asta, da. Dar mie îmi face impresia că amândoi ați trăit clipa. Toți cei 80 de ani de viață, pe doamna Parasca, da. Nu îndrăznesc să o împlinesc, să o întreb câți ani are sau va împlini. N-am mulți. Așa. Cu 6 ani vine urmă. Doar cu 6 ani. Numai cu 6. Așa. Cred că ați trăit toată viața, fiecare clipă, cu intensitate, pentru că altfel, nu știu, poate n-ați fi scos-o la capăt așa de frumos. Sigur că au fost momente, dar noi am fost prinși, în primul rând, până la pensionare de catedră, de serviciu nostru, că așa era. Activitatea didactică, mai da. Mai puseam înainte de 90, artiștii plastici trebuia să fie cuprinși în câmpul muncii. Da. Nu, la noi numai Iulia Lăucescu și-o permis, că Luchi o ținea acasă, așa, dar puțini artiști, chiar în țară, reușeau să nu aibă și servicii pe undeva, nu? Nu exista ce liber profesionist. Îți faci dovadă că ești... materie de artă. Păi da, că din artă nu se poate. Dar nu numai de asta că am fost constrânși, dar chiar ne-am făcut și acolo meseria la catedră și avem și satisfacții. Câte suflete ați plămădit într-o viață de apostolat? Mai cu seamă pe internet foarte mulți ne contactează, care prin toate, numai de prin China n-am observat. Și prin Japonia. Dar s-ar putea să fie și pe mai acolo. Cu seamă fete. Mai cu seamă fete din cei sutele, poate... Fetele sunt mai pline. Chiar mii care au trecut pe la mine, pe la cercul de creație plastică de la Casa Pionier, după aceea la club. Mai cu seamă fete. Au împânzit toată lumea asta. Toată lumea. Nu mai mă trezesc cu... Dar o bună parte, începând cu Laurențiu din Mișcă, el fiind deja cap de listă, i-am amintit. Și am primit deja niște mesaje și de mulțumiri că nu i-am uitat. Pe cum să-i uit? Pe băieții buni, nu poți să-i uiți. Da. Cum să nu? Și după o viață la catedră, după atât de multe suflete modelate, până la urmă asta înseamnă meseria de dascăl, apostolatul ăsta. Modelez niște suflete. Și cei care au trecut prin mâna mea, ca să zic așa, unii dintre ei au în jur de 50 de ani. Mai cu seamă cei de la Zănești, când întâi am făcut, înainte de a veni la Casa Pionieră, am făcut 3 ani la Zănești. Și foarte mulți trecuși de 50 de ani. E frumos una când vă întâlniți pe stradă, nu? Recent m-a contactat Mariana Frătiță, care e actriță la Râmnicu Vâlcea. La Râmnicu Vâlcea. Nu, e pictoriță la Râmnicu Vâlcea, da, știu, membru UAP Vâlcea, sigur. Vreau să facă expoziții și la noi, nu știu, cu Ștefan Potop am pus-o în legătură, nu știu dacă mai... Ar putea să revină, nu, pe meleagurile natale. Da. Da. Păi na, e o bucurie când întâlnești foști elevi. Și când te gândești că participași tu la... Că sufletul lor s-a amestecat cu o fărâmă din sufletul la creșterea lor. Mare suflet aveți. Și sunt, care s-au dezvoltat în domeniu, au făcut ulterior liceu după ce au făcut facultate. Dar și ceilalți care lucrează în alte domenii, cei care au trecut și au cultivat talentul într-o formă de extrașcolară, cum a fost Palatul Copiilor, cum a fost Casa Pionierilor înainte, se simt în viața lor și... Bineînțeles, pentru că au îmbrățișat frumosul acolo și frumosul însoțește de-a lungul întregii veți, indiferent de domeniul în care extraordinar lucru cu cercurile astea de creație. Nu e vorba numai de a practica frumosul, exact, e vorba și de cum îl recepționezi din natură și societate. Da. Și se simte în comportamentul lor. Poți găsi frumosul în orice domeniu. Care au trecut prin mâinile noastre și nu-s puțini. Și ei la copiilor le place să le transmită microbul. Alt mare câștig. Și îi trimite mai cu drag la cercuri de pictură. Da, vă lipsește viața la catedră? Nu. Trecut mult timp, eu am deja 10 ani. Thank you.
Bună ziua! Bine ați venit la această expoziție a familiei Agape. Dați-mi voie ca în numele colegilor din filială să spun să rămână doamnei Parasca și să urăm la mulți ani, la 80 aniversare domnului Mihai Agape. Cel care în zecile de ani de activitate a adus frumos în casele pietrenilor, a îndrumat generații de artiști care acum sunt alături de dumnealui. În de-a lungul vremii, în diferite situații, mai ales în taberele la care am participat amândoi, am cu toate că există aproape o generație între noi, am reușit să fim în relații foarte apropiate și mă bucur că am avut ocazia să ne cunoaștem. Îi urez multă sănătate, putere de muncă și inspirație în anii ce urmează și să se bucure de o bătrânețe fericită. La mulți ani! Suntem un grup de admiratori domnului Mihai Agape care vor intra în scenă într-o ordine aleasă de domniile lor. Avem alături de noi pe preotul și scriitorul Dorin Ploscaru, pe scriitorul Emil Nicolae, pe profesorul, scriitorul și criticul de artă Lucian Strochi. Vă rog să intrați în ordinea alfabetică în care vă... Bună ziua, vă spun și eu, în ordine alfabetică, așa am hotărât să vorbim. Întâmplarea face că în ultima vreme, dacă ați intrat și ați văzut și noastră aici în librărie, au apărut în ultimii ani fel de fel de cărți care se preocupă de genetică. Și așa, citindu-le, am văzut că avem în noi, genetic, în ADN-ul nostru, fel de fel de implanturi. Nu discut acum dacă sunt divine sau sunt naturale, care privesc violența noastră, privesc egoismul nostru, privesc formele noastre de manifestare pe care le-am dezvoltat, le-am temperat, le-am nuanțat în decursul câtorva milenii, construind culturi și civilizații. N-am găsit însă niciuna din cărțile astea o referință la gena artistic. Până la urmă, una dintre diferențele esențiale între om și animal și celelalte animale, ca să fiu mai exact, arta o face împreună cu alte lucruri. Mi-am adus aminte, m-am gândit la lucrul ăsta
Și genele astea, în afară de a ne impulsiona, de a ne... sigur, la unii mai mult, alții mai puțin, de a ne trezi curiozități și deprinderi, creează și afinități. Și avem aici o probă, cum funcționează, eu presupun că există, chiar dacă nu s-a ocupat încă nimeni de cercetarea asta, există gen artistică și avem o probă aici, cum se formează o familie de artiști. Cum apar afinitățile, cum apar artiștii ca entități autonome și cum se formează o familie de artiști. Eu presupun că există o genă artistică în familia Agache. Poate să mă contrazică, dar să aibă ei alte motive. Dar eu așa văd când mă uit pe Simeze. Nu doar pentru că fac de ani buni împreună expozițiile, nu numai pentru că le reușesc foarte bine, nu numai pentru că reușesc să-și păstreze fiecare amprenta, idiomul artistic personal, și avem așa ceva pe Simeze, dar reușesc împreună să creeze o stare și un interes și până la urmă o microcivilizație așa împreună, în care te simți bine. Și până la urmă, ăsta e rostul artistului. Nu doar să te provoace, nu doar să producă, cineva spunea, vampiri psihici, dar să producă și grădini. Lucruri frumoase, lucruri sensibile. Familia Agache, vorbesc despre amândoi acum, o să mă refer după aceea și la fiecare, produce o asemenea stare, un asemenea climat, într-un spațiu, sigur, nu foarte generos, dar, până la urmă, primitor. Așadar, din nou, Parasca și Mihai Agape, de fapt, în continuare, Parasca și Mihai Agape, ce observ, o să încep cu doamna, în plus față de alte lucruri pe care le-am văzut până acum, e o luminozitate, e aceeași cromatică interesantă, diversă, caleidoscopică, e același desen sigur. Eu am spus odată gălăgios, dar nu numai, în surdină, nu chiar gălăgios, dar observ o luminozitate mai mare de data asta, sau mi se pare mie. Și observ în registru al doilea, nu vreau să spun inferior, un apetit pentru cromatic. Dacă sus, în registru, primul registru superior, cromatica e un fel de adjuvant la desen. În al doilea ocupă prim planul cu florile. Și mi se pare un lucru interesant, pentru că îi reușesc, nu sunt doar naturi statice, în sensul tradițional al termenului, sunt naturi statice sub lupă, mărite, încât, iată, în fața mea a plecat, iese o floare așa, din natura statică, deci mișcă, devine vie. La Mihai, ca să marchez totuși o diferență, ca să nu repet ce am mai spus, e clar amprenta personală, aceste tuși, aceste fâșii pe care care ocupă suprafața, dar realul devine mai vizibil, prezența antropologică, dacă vrem să fim prețioși, prezența umană, care era, mai e sugerată, neidentificabilă, acolo la capăt există un portret, deja devine identificabilă, prinde, tinde spre realism mai mult de data asta. Întrebarea e, dacă avem un duplex expozițional ca ăsta, dacă putem vorbi de doi artiști, și sigur sunt doi artiști, dar ce înseamnă expoziție cu doi artiști dacă e un singur produs artistic, expoziția asta? Și în oglindă așa, în primul rând cromatic,
ei stau foarte bine împreună. Cum se descurcă în atelier, asta este o altă poveste și o să ne spună probabil Mihai. Pe rând. Deodată, împreună. Deci eu nu pot decât să le urez mulți ani înainte cu asemenea prezențe, evenimente publice, chiar dacă inițialele sunt în intimitate, îi felicit, le urez succes și le spun la amândoi la mulți ani. Bucur să ne revedem, iubiți prieteni, după multă vreme. Suntem, iată, martorii acestui regal de frumusețe, de culoare, de feeling care ni se pune pe palmele sufletului pentru a-l degusta, pentru a-l mirosi, pentru a-l savura. E un lucru cât se poate de cert. Doamna Parasca Agape și domnul Mihai Agape se află la o vârstă, la o dimensiune a vârstei în care toate căutările sunt decantate. Toate frământările și furtunile s-au liniștit. Și de aceea noi suntem beneficiarii acestei stări de liniște care emană din lucrările dumnealor. Și sigur, trecând zilele trecute să mă uit un pic la pesimeze, la lucrări, am observat că am vreo două sau trei lucrări în camera unde dorm și au venit odată câțiva copii și s-au uitat așa unii prima dată speriați, apoi s-au apropiat și au început să le mângâie, ceea ce, sigur, i-am întrebat, prima reacție a fost aceea de frică, atunci când au văzut chipurile, gurile, ochii, buzele supradimensionate și apoi s-au împrietenit cu lucrările, ceea ce înseamnă că mesajul a fost terapeutic, cum se spune. Strigătele, așa cum le numea Emil, strigătele doamnei Parasca Agape sunt de fapt foarte multe similitudini văzut aici cu Marcel Chirnoagă și graficile sale, cu sigur abordările de tip Picasso sau Kandinsky. E absolut normal că, pentru că lucrarea, picturile, abordările pe care doamna Parasca le face sunt în acest areal, în acest spațiu. Și sigur ne întrebăm
precum se întrebau și copiii, probabil, în inocența lor, de ce aceste chipuri, de ce aceste schimonoseli ale chipului omenesc, de ce aceste rânjete sau de ce aceste priviri contorsionate, pentru că doamna Parasca Agape ne prezintă în două planuri. Într-o parte a demersului sau artistic ne prezintă urățenia umană cu patimile, cu toate urățeniile ființei, de la cele mai mari, am zice, nu patim, până la cele mai mici, iar de cealaltă parte ne prezintă în registru, cum a sesizat și Emil, în registru de jos, ne prezintă dimensiunea frumuseții, a virtuții. Deci avem chipul omenesc, care este chipul lui Dumnezeu, nu? Dăruit și hăruit omului prin zidire. Supralicitat ca frumusețe, ci ni se arată, ni se pune în fața ochilor ceea ce este distorsionat. Nu? Și în celălalt registru ni se prezintă frumusețea, așa cum defineau odată în Filocalie Sfinții Părinți, că raiul este o grădină cu pomi înfloriți și cu păsări cântătoare. Bine, florile doamnei Parasca Agape ne prezintă sau ne aduce în prim plan, în fața ochilor, dimensiunea raiului, a păsărilor cântătoare și a pomilor, copacilor înfloriți. Dacă veți vedea dumneavoastră, florile domină viziunea sa recentă de tip nu cromatic, și uneori în registru de sus și în registru de jos, și între aceste flori vedem câteva cântece de păsări, nu? Motivul păsării este bine cunoscut în artă și în literatură în general, de la pasărea Phoenix la pasărea Ibis, de la atâtea și atâtea motive ale florii, de floarea soarelui la floarea de cireș, de la floarea de măr, nu, până la floarea de nufăr sau de lotus, ele inundă toată literatura și arta și ne definesc, distilează, pentru că aici avem de-a face la doamna Parasca cu o distilare extraordinară a actului artistic, o foarte, foarte puternică condensare pe milimetru pătrat și un rafinament de mare clasă, care cere de la noi multă meditație, pentru că este o pictură de profunzime și, sigur, merită toată admirația și toată prețuirea și felicitările noastre. De cealaltă parte, de la, să zicem, registrul acesta meditativ, trecem la liniștea, seninătatea și nesfârșitul culorii lui Mihai Agape, care fără a-l flata are în această expoziție o cromatică de o lumină cu totul specială. Van Gogh este prezent în demersurile sale din această expoziție și sunt aici, totul este condensat în culoare. Avem aici dimensiuni ale somnului, dimensiuni ale meditației, dimensiunea primăverii, totul învăluit, tușele acestea, pensulațiile care înfășoară ca într-o
ca într-o adiere de vânt subțire, este de fapt poezia. La Mihai Agape, puțin dintre dumneavoastră știți că dumnealui este și scriitor, scrie, are câteva cărți de poeme, de proză și deci lucrările sale sunt învăluite într-o poeticitate cu totul specială, care se face palpabilă, culoarea la adânsul reușește să ne transmită starea de poezie. Vedeți dumneavoastră de la un capăt la celălalt al peretelui, toate lucrările sunt sub semnul acesta al movurilor, al ocrurilor, al galbenului cu inserții de negru și sigur ne-ar lua foarte mult timp să facem acum o tălmăcire, o traducere a culorii. Cert este că semiotica și încifrarea lucrărilor lui Mihai Agape presupune, pentru o cronică plastică aplicată, presupune o abordare la fiecare lucrare aproape pe aceste elemente care le-am amintit aici. Am fost încântat venind zilele trecute și să le admir, să le privesc, să le văd cu ochii dinăuntru și cu ochii din afară. M-am aprins așa ca într-o muzică, pentru că este multă muzică și poezie în lucrările sale și am văzut acolo din colțul acela, de exemplu, de unde ai senzația că arde pădurea așa ca la și cu ard copacii într-un clocot al rostirii poetice, până la aici, în colțul acesta, unde avem foarte multe întrebări și răspunsuri în același timp, condensate într-o lucrare, toate definesc personalitatea de mare rostire plastică, care semnează cu modestie, cu eleganță, cu profesionalism Mihai Agape. Îl felicit pe maestrul Mihai Agape pentru cele 80 de primăveri, îi doresc din tot sufletul la mulți ani, cu sănătate și bucurie și să-L țină Bunul Dumnezeu sănătos între noi, să ne lumineze și să ne înfrumusețeze viețile. La mulți ani și fericitări! Mărturisesc că discursul meu va fi unul mai puțin obișnuit. Aici și acum sunt prezenți aproape în număr egal scriitori și pictori. Ceea ce spune ceva, o primă afirmație și fost rostită, și anume că Mihai este deopotrivă artist plastic, cât și scriitor, ba chiar a obținut în ultimul timp și câteva premii literare. Deci, trebuie să luăm în serios. Dar ar spune că și picturile de față au multe trimiteri în zona scrisului. Și am să încerc să îmi argumentez afirmația. Atunci când am văzut pentru prima dată expoziția, am avut privilegiul să o văd înaintea dumneavoastră, mărturisesc că văzând acea
cearta, acea gâlceavă dintre păsări, nu m-am gândit la un pictor sau la o lucrare anume, deși și Vadana are așa ceva asemănător și Ștefan Bruckner, Bartușek și alții, ci m-am gândit la o poezie, la un poem mai puțin cunoscut al lui Eminescu, care se numește Antropomorfism, în care personajul este o găină, măcar mai apar cocoși și așa mai departe. Dacă vă uitați, există multă ironie acolo. Sigur, e vorba de niște măști. La urma urmelor, avem dreptul să purtăm ce măști vrem, fie animaliere, fie de altă natură. Dar acolo, chiar în prim plan, personajul, în ghilimele, poartă pene. Deci e împănată. Pe lângă, în loc de creastă, îi apar acele pene. Deci, dintr-o dată, aș spune că se face un transfer, o metamorfoză incompletă și prin asta monstruoasă, într-un fel. Eu sunt un ecou. Un poet contemporan. Ei bine, dacă ne uităm la câteva personaje ale Parascăi, ele apar ca o vibrație, ca un eco. Mă refer și la tablou chiar din fața mea și la altele în care ele par că glisează, că vibrează, că, mă rog, își caută o identitate anume. S-a vorbit despre urât, despre mască, despre monstru sau ceva. La urma urmelor, aș spune că, așa cum mulți spun că Dumnezeu nu ar exista fără diavol, pentru că abia prin asta se poate pune în evidență, nici frumosul nu ar putea exista fără urât. Dacă totul ar fi frumos și ar fi o beatitudine sau ceva, probabil ne-am plictisit și cea mai bună reacție e cea lui Ivan Turbinca, care refuză raiul, pentru că e mult, mult prea plictisitor. Dacă guleai nu, femei nu, tiutiun nu și așa mai departe, înseamnă că raiul este numai cu norișor, numai cu aripioare, e plictisitor. Văzând câteva frunze, chipuri ascunse printre, îmi imaginam ceva de Henri Rousseau, Le Douanier, Vameșu, în care chipurile apar printre flori, printre, și chiar sunt recognoștibile, cum ar fi Apolinaire sau mai știu eu cine. După cum, sunt și câteva propuneri interesante, care ies din tiparele obișnuite, cu acele femei pești, femei sirene, extrem, extrem de interesante. Dacă m-aș referi la flori, sigur că fundalul este de fiecare dată unitar, univoc, iar accentul nu cade, cum se spune, pe petale, ci pe centrul florii, în așa fel încât devin niște puncte, cum de altfel s-a și pomenit Van Gogh. Aceste puncte sunt de fapt mai adevărate decât petalele atât de înșelătoare, pentru că cineva spunea, natura ne privește cu ochii florilor. Ei, dați-mi voie să cred că ochii florilor au ca petale ploapele, dar pupila este undeva în mijloc. Din această cauză, picturile, naturile statice ale Parascăi sunt impresionante și într-un fel unice. Referitor la Mihai Agape, încercam de multă vreme să înțeleg un lucru care probabil nu trebuie înțeles. El are ochii de fotograf. A practicat cu bune, foarte bune rezultate fotografia. Deci este un om pentru care realul este un bun cucerit nu de multă vreme și mă întrebam de ce se refugiază el în alte zone. Un prim răspuns ar fi
ideea aceasta de teritoriu pierdut. De, dacă vreți, și sper să nu deranjez pe nimeni, de virginitate. De altfel, ca să ne referim iarăși la scriitori și, mă rog, la anumite aprecieri, codru-i frate cu românul. Până la urmă, orice doină începe cu frunză verde. Ei, la Mihai e un amestec de înțelegere țărănească, în cel mai bun sens al termenului, deci, în ideea aceasta de înțelepciune ultimă a lumii, de contact nemijlocit cu natura, dar și reflexe, dacă vreți, culturale, și anume, știm foarte bine că personajele lui, ascunzându-se, apărând din păduri sau ceva, sunt de fapt nimfe ale pădurii, adică silvane. Dacă v-ați uita, dincolo de pădurea ca atare, care este suportul ideatic, mental, matrița, figurile sunt extraordinar de diverse. De la figuri feciorelnice până la figuri mature, dar oricum enigmatice, abia ghicite, niciodată imperfecte, niciodată perfecte, întotdeauna lăsând misterul să fie la locul lui. Sigur că ne putem gândi și la alte conotații. Văd că o tendință a lumii actuale, vizibilă în primul rând la ruși, este aceea de a te refugia în pădure. Deci miliardari își lasă toate afacerile, se refugiază în pădure și trăiesc fericiți, aș spune, nu ca în sânul lui Adam sau al Evei, ci ca la începuturile lumii, redescoperind relația om-natură, atât de importantă și, într-un fel, alterată sau chiar pierdută în contemporan. Ar vrea să cred că această consecvență a lui Mihai are în vedere și acest protest împotriva betonului, împotriva industrializării, împotriva sistematizării, în ghilimele, și așa mai departe, și e o reîntoarcere la miracolul naturii. Pentru că natura rămâne tema cea mai puternică, atât din plastică, cât și din literatură, și în același timp este cea care nu trebuie pierdută sub niciun motiv, nu trebuie comite zilnic crime împotriva ei. Noroc că este atât de puternică încât ne va învinge până la urmă. Sunt doi artiști fără îndoială importanți, egali cu ei înșiși. Oricum, e frumos, foarte frumos, există o familie de artiști, pentru că până la urmă arta înseamnă și nevoia de a dialoga, de a te confrunta. Și cred că o căsnicie este banală dacă nu are o asemenea confruntare, dacă nu presupune un asemenea dialog. Oricum, chiar dacă Parasca nu are astăzi o vârstă rotundă, se trecem peste accepțiile contabilicești cu 0 și cu 5 și așa mai departe, să urăm și la mulți ani, să se bucure de Mihai, Mihai să se bucure de Parasca și împreună să ne bucure pe noi, privitorii, care venim în ideea de a lua în căușul palmelor puțină apă de izvor. La mulți ani Parasca, la mulți ani Mihai și la mulți ani tuturor, pentru că ne așteaptă o primăvară grea și lungă, semănând, din păcate, mai mult a iarnă decât a primăvară, dar oricum să fim optimiști. Mulțumesc! Mulțumesc!
sunt invitat să iau cuvântul. De obicei, nu prea vorbesc în public, dar oricum încep cu... Am cer scuze din partea Parascului pentru că ea este prezentă aici în colț, acolo, dar nu poate, nu rezistă să stea în picioare și la păzinii lângă noi. Este acolo pe scaun, deci știe prea bine ce s-a spus aici și despre ea și despre mine. În ceea ce privește ceea ce facem noi, suntem la antipoz. Fiecare și-a urmat drumul său. Influențe directe nu prea avem. Sigur că ne-am sprijinit unul pe altul, ne-am ajutat în toate cele ale vieții, ale anilor parcurși, dar în privința creației fiecare și-a văzut de drum. Deci nu prea amestecăm mijloacele de exprimare cu unul cu altul, nu folosim aceleași scule, ba nici chiar aceleași concepții. Dumnezeu, după cum s-a văzut și din cuvântul prietenilor care sunt specialiști în domeniu, este narrativ, scoate la iveală lucrări foarte încărcate, povești, uneori foarte complicate, încercând niște simbioze între vegetal și regnul animal, o să vedem acolo amestecuri de chipuri umane sau aluzii la chipul uman, dar și păsări și vegetații și ba încrâncenate, ba în repaus. Asta e lumea ei. Eu am mers pe cu totul alt drum. Am optat de la bun început, după mai multe căutări adevărat, pe simplitate. Atât în ceea ce privește actul artistic, compozițional, coloristic, cât și în ceea ce privește aria în care mi-am desfășurat ideile. Am încercat, după cum se vede, o apropiere între natură și om. La natură venind cu simbolul copac, la om venind cu simbolul femeie. Și joaca a continuat într-o manieră, zic eu, personală, căutând, deci plecând de la simplitate, eu mi-am restrâns mijloacele de exprimare, după cum se vede, la tușe foarte largi, care dau și o senzație de spontan, dar eu nu sunt chiar așa de spontan, mai cu seamă ceea ce privește ideea. Ideile de la care plec sunt rumegate uneori luni de zile, însă lucrul practic durează relativ puțin. Asta și din cauza faptului că eu am dat o mare importanță la lucrul în natură. Am fost mereu, m-am bucurat de momentele în care am fost împreună cu colegii în taberele de creație și pe această cale le urez colegilor mulți ani de creație. În general, ei sunt mai tineri, îi urez să urmeze aceeași cale și îi mulțumesc că m-au încurajat și au fost lângă mine mai mulți ani în ceea ce am făcut. Despre noi cam atât sunt în stare să spun. Aș vrea să mulțumesc lui Dumnezeu că iată, am apucat să trăiesc și acest moment aniversar. Mulțumesc familiei pentru că m-a suportat. Actul de creație nu e chiar așa ușor și nici așa de comod pentru cei din jur. Când te refugiezi acolo, nu mai știi de nimic din jur. Mulțumesc prietenilor în rândul cărora m-am dezvoltat. Mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat și mi-au dat în bolt să merg înainte, să ajung până aici și poate cu ajutorul lui Dumnezeu și mai departe. În sfârșit, vreau să vă spun că vă consider invitații noștri și vă invităm la un protocol la vecinul Victor Purice, la cinematograf în hol. Mulțumesc tuturor celor prezenți, pentru că e ceva să știi că sunt niște oameni lângă tine, să te încurajeze, să rămâi pe baricade și mai încolo de 80 de ani, este ceva. Mulțumesc tuturor! Scuze că n-am invitat. Da. O să scriu ceva repede cu vârtie, acum n-am o vârtie. Haideți la microfon, vă rog.
n-am avut, sper să nu greșesc, dar am spus-o în memorie și am să zic așa. Trecem munți și trecem ape să ajungem la Vorel, căci e ziua lui Agape și pictura lângă el. La mulți ani, cu bucurie, văd că Ani te ascultă. Ține tot așa bădie, ne vedem și la 100. Mulțumesc.